Bună seara! Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor susținătorilor mei, Șarii Gabrielei. Vă mulțumim din suflet, fiindcă până acum ne-a ținut tot timpul în top și că ați fost alături de noi cu gânduri bune. Apreciem foarte, foarte mult, doar că nu obișnuim să dăm mesaje sau să vorbim despre chestia asta, dar pentru noi contează foarte mult. Am vrut să las mesajul în seara asta, în special pentru familia Gabrielei, să spun că o iubesc foarte tare pe Gabriela și cu siguranță vom avea o viață împreună după ce vom ieși de aici. Referitor la materialele de azi, sunt conștient și am fost conștient că nu este foarte corect față de ea, cum mi-a schimbat puțin starea, dar a contat foarte, foarte tare pentru mine reacția ei, să o văd într-adevăr cum se raportează la situația de față și ce pot să spun, că o iubesc foarte tare și îmi demonstrează pe zi ce trece că chiar este jumătatea mea și este ceea ce am avut nevoie până acum. Deci, eu dacă aș fi părinte, cred că m-aș fi supărat dacă venea chestia asta, tocmai de-aia am simțit să o spun și am așteptat să se dea materialul ca să pot spune chestia asta. Vă mulțumesc pentru tot, pentru copilul care este și vă doresc o binere din lume și multă sănătate. Eu nu o să-i spun că am transmis mesajul ăsta nimănui și sper să rămână doar între noi. Mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate tuturor și pentru familia mea să răspund că suntem foarte bine eu și mama și Gabriela. Ne înțelegem, ne iubim, ne respectăm și asta e ce mai important. Cu siguranță o să venim în formulă completă acasă și o să facem ambele familii sărbători împreună, fiindcă asta ne dorim cu toții. Mulțumesc din suflet pentru tot, vă doresc multă sănătate!